Directorul grădinii zoologice, Constantin Bebeșele, a demisionat astăzi din funcția pe care o deținea. Asta după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, primarul Klaus Iohannis a anunțat într-o conferință de presă că va lua măsuri drastice care vor merge până la demiterea conducerii grădinii zoologice. Edilul a mai spus atunci că tigrul a evadat din cauza unei neglijențe a îngrijitorului, care a lăsat ușa cuștii deschisă, dar și a unei deficiențe de management. Constantin Bebeșele, acel care deținea funcția de director din octombrie 2005, și-a înaintat demisia. Directorul grădinii zoologice și-a dat astăzi demisia. E o demisie înregistrată cu data de astăzi, 19 decembrie. În locul dânsului a fost numit Marius Lunca, un tânăr angajat din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public. Săptămâna trecută, Klaus Iohannis a spus într-o conferință de presă că vor fi luate măsuri împotriva conducerii de la zoo. Se datorează, în principiu, neglijenței în serviciu și unor deficiențe de management. Este evident. Asta este concluzia mea. Vor exista măsuri care privesc conducerea. La momentul respectiv, o voi spune. În funcția de director interimar a fost numit Marius Lunca. El are 25 de ani și lucrează de 6 ani în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.